În episodul de astăzi o să mergem la vila lui Iron Man și o să vedem dacă putem să furăm ceva. Până atunci, hai să vă arăt cum am aflat de această vilă minunată. Bun, fraților, o să mă duc la poliție și o să-i dau 500 de euro cuiva din poliție și o să încerc să-l conving să-mi zică unde se află vreo mafie. Sau dacă nu, să-mi zică unde se află cineva bogat, fraților. Bun, pe aici e poliția, hai să mergem totuși regulamentar. Bun, aici e o dace, dar nu ne interesează asta pe noi. Noi ne ducem direct în poliție și să vedem dacă putem afla, fraților, vreun bogat. Să trăiți, domnul, m-auziți? Spuneți. Am venit să vă întreb, că știu că dumneavoastră sunteți polițiști după câte văd. Știu că aveți cazuri multe și vreau să veniți un pic mai așa. Bun, hai să vedem dacă îl putem convinge, fraților, să ne dea locația de la, nu știu, ceva unde au avut ei mandate sau ceva. Spuneți. Pentru 500 de euro, domnul polițist, îmi dați, vă rog, eu o locație de la undeva unde ați avut voi mandate puternice, ceva mafie sau ceva. Hai că vă zic direct, am pierdut la barbut azi și vreau să mă angajez ca menajer, adică să fac curățenie în mansion-uri. Dacă lăsați de la dumneavoastră pentru 500 de euro, să-mi ziceți unde pot găsi. Nu sunt un polițist corupt, dar... Domnul, eu să fac treabă legală, nu ilegală, adică după câte v-am zis. Ai putea să-mi faci o favoare dacă te duci la omul ăsta despre care zic, la 420. Deci unde ziceați asta că n-am memorat? Dacă vă uitați acolo pe GPS la 425 lângă... Așa? Am găsit, da, da, da. Este un mare om de afaceri care se ocupă cu transportarea uraniumului. Ok. Și... de asemenea, se ocupă și cu robotica. Faci el ceva chestii de asta. Bine, clar că vreau și banii. Mă duc acum la motor să-ți aduc banii. Vă dați seama că nu o să-i dăm banii, nu? Și o să plec. Sper să nu tragă după noi, fraților, am plecat. Hai să vedem, fraților, ce-i la codul ăla poștal. Fraților, am ajuns pe aici, dar mi se pare mie că ar fi o casă mai mare, ceva mai mișto. Corvette, nu e Mustang, Audi. Bă, ar trebui să intrăm frumos la băieții ăștia. What the fuck? Deci un elicopter acolo, Audi, BMW-ul, îi văd pe aia cu arme acolo. Hai că merg cu mâinile sus. Bună ziua, domni, ce faceți aici? Uite bine, stăm liniștit. Dumneavoastră? Am auzit de la cineva că aici... Mamă, dar ce-s cu elicopterele astea? E paza mea, are okay. Grijă de mine. M-au auzit că aici ar fi o vilă de-asta mare și eu m-am gândit că poate vreți să angajați pe cineva să vă facă pe aici curat, să vă spele geamurile, nu? Desigur, desigur. Normal. Veniți mai înăuntru să văd și eu dacă are rost să... Da, da. Nu e nevoie să stați băieți. Cu armele, băieții, cred eu, nu? Lăsați armele jos, băieți. Tu ești șeful? Unde vrea, frate, să o las pe asta jos? Fraților, vorbim cu șeful. Bă, îmi place mult aici. Iepurașul ăsta e foarte scump. Aveți aura. Ce m-ar interesa pe mine ar fi un salariu, nu știu, de 1000 de euro pe lună. Credeți că mi-ați putea oferi? Da, desigur, desigur. Bun. Bă, tari mașinile. Chiar îmi place vila. Deci tu ești șeful, nu? Da, da. Păi dacă tu ești șeful, frate, îmi pare rău, dar o să facem altcumva. Mâinile sus, frate. Nu știu cum o să te scop pe tine afară, că sunt foarte mulți acolo. Ai stație la tine, radio. Da, da. Fii atent, dă pe stație la băieții tăi de afară să se ducă la poartă, că a venit un tâlhar. Băieții, ieșiți afară la poartă, că a venit un tâlhar și ne-a luat și pe mine și pe menager. Bun. Fii atent, frate. Care ți-e cea mai scumpă mașină? GTR-ul ăla cu... Ok. Care era cel mai scump? Nissan-ul? Lamborghini. Ai zis Nissan-ul că vrei să iau cei mai ieftin sau cum? Băi, frate, ce-i pe aici? Bun. Dă și mie... Mamă, dar ai prea multă pază pe aici, frate, eu să plec. Dă și mie cheile de la Lamborghini-ul ăsta, te rog, să fie totul bine, să nu fie rău. Bă, te pup! Respect! Fraților, să plecăm, hai să plecăm. Bă, a zis să tragă după mine, mâncavaș. What the fuck, what the fuck, what the fuck, am intrat în panică mod. Bun, am luat un Lamborghini SVJ, Aventador. Hai doar să ieșim cumva. Bă, nu pot să sar, mă, cumva pe aici? Nu, 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 nu. What the fuck? Bun, am reușit să scap. Hai de capul meu, vin și elicoptere după mine? Nu-i bine deloc. Băieți, îi dăm la benzinăria aia. Ok, I'm done, bro, I'm fucking done. Doar să iau o curbă. Doar să iau o curbă undeva să pot ascunde Lamborghini-ul, fraților. Că am elicopterele alea și o să dea info unde sunt eu. Deci puteau să ascund Lamborghini-ul ăsta, cred că aici. Aici, nu? Da. Ok, băieții, o să stau aici. O să aștept să vină. Nu știu dacă o să vină cineva. Dacă nu o să vină, o să fie perfect. Încă nu pot să mă urc în Lamborghini pentru că o să-l vadă toți. Ok, fraților, am luat elicopterul meu pe care l-am mai folosit la clipuri mai vechi. Nu știu câți dintre voi știți. Chiar acum o să mergem înapoi acolo la vila lui Iron Man. Bun. De data asta vreau să mă duc cu ceva mai scump sau ceva tot de prețul ăla, cum a fost Lamborghini-ul ăla SVJ. Să vii la Dita mai
ai vila și tu să furi o mașină ieftină? Păi asta nu-i profit. Bun, fraților, aparent ăsta e numărul de la casă. Mamă, cum mă simt, bă, când intru aici, zici că e ceva teritoriu de la nebun. Să ne pregătim și noi pistolul, totuși. E cineva acasă, bă. Hai de capul meu, băieții, e cineva acasă. Văd un BMW acolo, am zis că vreau să plec cu ceva scump. Hai totuși să fug și eu mai așa, să nu fiu văzut. Mamă, fraților, ce să iau, bă, Nissanul ăsta sau Porsche-ul? Domnul, mâinile sus. Mâinile sus, faceți, tu, domnul? Frate. Ce faceți, domnul, aici? Ce faceți? Ai armă mai bună ca a mea. Frate, am nu venit vezi aici. Nu vezi cât am mai armăm. Știu de ce ai venit tu aici. De ce ai mai fost aici? Mi-au zis și Jarvis, mi-a spus, mi-a arătat și camerele. În caz că nu știai, tot ce este aici este monitorizat atât video cât și audio. Și are armă mai bună, băieți. Tot ce ai făcut pe ecran. Am văzut ce ai furat. Am văzut... Ce am furat? Ce ai furat? Ce erau cu dozele alea și mașinile alea? Am zis, hai că îți lăsăm Lamborghini-ul de la noi, dar dacă tot te-ai întors... O să o plătești. Ăsta chiar știe că am haideți furat. Aici după el. Ăsta chiar știe că am furat Lamborghini. Are armă mai bună ca mine, fraților? Ce fac în situația asta? Dar sigur nu putem negocia, frate. Nu există să negociem. Dar tu ești Iron Man? Eu sunt. Casa asta este a mea și tu ai călcat teritoriul meu. Bă, fii atent, hai mai așa, mă. După eu pot să-ți plătesc dacă vrei. Bă, că oamenii tăi nu sunt aici. Și... Tu știi cât era Lamborghini-ul ăla? Bine, nu că m-ar afecta pe mine la banii mei. Eu am o groază de bani. Din câte vezi aici, tot ce este aici... Unde vrei să pleci? Nu. Stai. Hai mai repede, vino încoace, că fuge ăsta. Vino aici. Nu fug. Băieții, veniți aici, că fuge. Ăsta nu are băieții. Am plecat. What the fuck? Nu! It's fucking go. Nu. Nu mă mai întorc aici cât trăiesc. Hai de capul meu. L-am prins să se uite în altă parte. 2 secunde, atât am avut nevoie. Și m-am urcat și am plecat. Când ai noroc în viață, ai noroc. Bă, dar cum fac să plec eu cu Porsche-ul ăsta? Bun, băieții, deci avem oficial 2 mașini. Avem și CarPlay pe Porsche-ul ăsta. Se aude cineva care mă claxonează. Nu! E Iron Man fake! Cum pot eu să-i dau triclul ăsta când eu am pană, bro? Vine Iron Man fake după mine și vrea mașina înapoi. Iron Man de pe Wish, lasă-mă, frate. Ajungem pe plajă. Aici cred că ar fi o idee bună să mă duc. Păi ori îmi fac moarte cu mâna mea, ori chiar fac ceva bun. Cum aș putea să-i dau glonți? N-am glonțe încărcate, care, da, sunt și eu bun de ceva. Mașina! Acum ți-o dau, frate. Porsche-ule nu mai te seamăgi, bro. GG, bro. Știi cât mă costă pe mine reparațiile astea, bă? Nu mă interesează. E GG mașina, fraților. E fucking GG mașina. Hai doar să scăpăm. Nu mai iau mașina aia. Rămân în magazin, ar fi o idee bună? Bă, poate crede că m-am dus în magazin. Ce după mine, fraierul? Aolo. Hai mai rapid odată. De ce nu pot să fug mai rapid? Ăla mă caută la magazin. Mai stăm un minut, fraților, și după plecăm. Vedem ce s-a întâmplat. Aolo, uite-l pe Iron Man fake. Dă-i. Mă caut Iron Man fake. A trecut pe pod încolo. A trecut pe pod încolo, fraților. Hai. Nu m-am simțit mai panicat de atâta în viața mea de când... Bro, deci vă înziceți mie că... Chiar sunt atâta de norocos încât să-i găsesc Ferrari-ul pe plajă. Let's fucking go. Porsche-ul ăsta nu mai am nevoie de el că-i lovit. Toate că l-aș lua că e frumos. Dar avem la Ferrari. Nu ne mai trebuie nimic. Când ai noroc, ai noroc. Când nu ai noroc, chiar nu ai noroc. Hai să vedem unde lăsăm Ferrari-ul ăsta și chiar că m-am dus. Nu știu dacă l-am jefuit pe Iron Man sau dacă era Iron Man de pe Wish. Ziceți voi în secțiunea de comentarii. Băieții, am adunat și mașinile. Bă, nu știu dacă ăsta chiar a fost Iron Man. Votați voi în secțiunea de comentarii pe cine am jefuit. Pe Iron Man de pe Wish sau pe Iron Man real.